Neluța bunicuța spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici. Audiție plăcută! Poveste cu aromă de Crăciun De Livia Oana Stăicuț Crăciunul este perioada din an cea mai mult așteptată de copii. Mulți dintre ei fac eforturi să fie cu mine și ascultători, special pentru a fi siguri că vor primi cadourile frumoase pe care și le doresc. Unele dintre cele mai intense amintiri din copilăria mea sunt cele legate de această sărbătoare. Este perioada din an în care avem cele mai mari emoții, dar și cele mai mari bucurii. Era timpul în care toată familia se strângea la masa mare și bogată de Crăciun, ciognind pahare și gustând din cele mai alese bucate și cele mai dulci și aromate prăjituri. Casa toată mirosea sărbătoare. Încă de la începutul lui noiembrie, gândurile mele începeau să fie pline de idei de cadouri și surprize pe care mi-aș fi dorit să le primesc sau să le ofer. Luna decembrie mă prindea cu planurile gata și meșterind de zor la câte o felicitare sau surpriză pentru părinții mei. Moș Nicolae Orică prevestea minunea Crăciunului care se apropia. El m-a învățat să împăstrez întotdeauna încălțările curate ca semn de prețuire și respect pentru lucrurile pe care le am, în timp ce alți copii de vârsta mea poate că umblă în piciorușele goale în plină iarnă, îngândurați, cu obrăjorii subți de foame și ochișori îngropați în orbite de oboseală și neputință. Noaptea de moș Nicolae mă prindea cu năsucul lipit de fereastră, așteptând un semn că este prin apropiere. Ochișorii însă parcă erau vorbiți cu moșul că își mi se închideau negreșit chiar înainte ca el să apară. Somnul îmi era tulburat de grija descoperirii cadourilor, dar și de speranța că poate am să reușesc să-l zăresc măcar pentru o singură clipă. Se pare că el chiar nu se lăsa văzut niciodată, preferând să rămână o apariție discretă, de o bunătate deosebită. După venirea moșului Nicolae, știam că mai am denumărat fix 18 zece zile, până când moș Crăciun va lăsa sub brad semnul că am fost o fetiță cu minte. Tradiția spune că brăduțul este musai să fie împodobit în ajun, însă în fiecare an mă rugam ca acest lucru să se întâmple mai devreme, să mă pot bucura mai mult timp de prezența lui. Brăduțul meu drag și mult așteptat parcă era presărat cu praf magic pentru că schimba total atmosfera din casă. Era frumos și înălțător să simi mirosul crenguțelor și să adorm privind dansul luminițelor pe tavanul și pereții camerei, ascultând poveștile spuse de globulețele multicolore, de diverse forme. În vremea copilăriei mele, ghirlandele luminoase erau destul de rare, brăduții fiind luminați de mici lumânărele, prinse cu grijă pe crenguțe, luminițe care dădeau un aer aparte întregului tablou de Crăciun. Până pe la vârsta de zece ani, brăduțul a fost o surpriză pentru mine, apărând în casa noastră de fiecare dată într-un moment când eram plecată la joacă sau la bunici. Când îl descopeream, sentimentele mele erau amestecate, împletindu-se în inima mea atât emoția revederii cât și dezamăgirea că iar am ratat ocazia de a-l ajuta pe moș la împodobit. Astfel, în fiecare an mă rugam să mă lase măcar o singură dată să particip la bucuria de a atârna globurile și bomboanele pe crenguțe și de a pune vârful în înaltul cel mai înalt al bradului. Când ești mai scund decât coada unei mături, vârful unui brad ți se părea ho -ho, la zeci de kilometri în înălțime. Ți-amintești? Așa era și în copilăria ta. Și iată că, la 11 ani, dorința mi-a fost îndeplinită. Brăduțul meu drag mă aștepta întins pe podea cu globulețele și ornamentele alături. Eram atât de emoționată, așteptasem atât de mult acest moment. Îl cerusem cu atât ardoare, încât acum sufletul îmi tresălta de bucurie și percepeam totul ca fiind ceva solemn și sfânt era parcă un moment de regăsire a mea cu mine cu dorințele mele neștiute de nimeni cu bucuria cea mai înaltă dintre toate Mânuțele mele mici apucau cu foarte mare grijă fiecare globuleț, îl ridicau până la nivelul ochilor, care se reflectau mari și curioși în luciu sticlei colorate, schimbându-mi vizionomia în, în fel și chip. Apoi, zâmbind, cercetam fiecare crânguță încercând să o descoper pe cea mai potrivită și demnă de a îmbrățișa acel globuleț. Numai când eram foarte sigură că am găsit-o, mânuța mea se întindea, oferind globul acelei crenguțe, aceasta primindu-l cu bucurie, ca pe o mare onoare care-i se făcea. Apoi, mânuțele mele emoționate luau alt globuleț și al globuleț și alt globuleț. La sfârșit, făceam un pas în spate și asemeni unui artist care și admira opera abia creată, începeam să cercetez în amănunt bradul ca să mă asigur că totul este pus exact la locul cuvenit. O fărâmă din teama că poate nu am ales crenguța potrivită pentru fiecare globuleț. Recunosc, mă încearcă și acum, de fiecare dată, când împodobim bradul. Este sentimentul acela când îți dorești ca totul să fie perfect și te gândești de mai multe ori dacă decizia luată la început este chiar cea mai potrivită. Ani? Au trecut și am auzit anumite zvonuri care negau existența lui Moș Crăciun. Am fost foarte derutată și tristă. Nu aveam cum să nu existe moșul meu drag și bun. Pur și simplu nu avea cum. Poate că nu-l văzusem niciodată, dar el pentru mine era chiar mai real decât patul sau biroul din camera mea. Așa. Că în loc să continui să fiu tristă, am hotărât să nu iau în seamă aceste răutăți și să mă bucur în continuare de existența lui în inima mea și să-l aștept cu aceeași încredere, nerăbdare și emoție ca în primii ani ai copilăriei mele. Ba mai mult decât atât, pentru că învățasem deja să citesc, am început să caut în cărți. Ce înseamnă Crăciunul? Și cine este acest moș Crăciun? Aveam nevoie de confirmarea că ceea ce inima știe poate fi dovedit și de minte. Și am căutat, și am citit, și iar am căutat, și am întrebat în stânga și în dreapta. Și astfel am reușit să strâng o tolbă mare de informații, mare, mare de tot! poate chiar mai mare decât sacul cel plin cu jucării a lui Moș Crăciun. Un Moș Crăciun care, deși se spunea că nu există, continua să vină în fiecare an și să lase cadouri sub răduțul meu cu mare grijă, împodobit întâi împreună cu părinții, cu bunicii, cu cea mai bună prietenă, apoi, în adolescență, Alături de omul iubit, după câțiva ani, pentru fetița mea, apoi împreună cu ea și cu toată familia. Pot spune că o parte importantă din viața mea s-a desfășurat în jurul Bradului de Crăciun, el devenind astfel martorul tăcut al creșterii și evoluției mele, dar și prietenul căruia i-am prezentat pe rând cele mai dragi persoane din viața mea. Nici iepurașul de paște, cu toată iuțeala lui de picior, nu a reușit să țină pasul cu schimbările care au avut loc de-a lungul anilor. La 36 de ani privesc în urmă și revăd imagini mirosind abrad și plăcintă cu mere și scorțișoar. Cu timpul am descoperit că pot aduce magie în fiecare zi obișnuită din viața mea, transformând-o într-o zi minunată. Dar pentru mine Crăciunul a rămas și va rămâne mereu cea mai mare porție de magie din tot anul. Este ca un valoros premiu frumos împachetat pe care îl primesc la sfârșitul fiecărui an. Că despre moș Crăciun Pot afirma cu deplină încredere, doar am studiat atât de mult despre el că există. El este în fiecare dintre noi și prezența lui este cu atât mai pronunțată și mai palpabilă cu cât credem mai mult în existența lui. Practic, muși Crăciun este o energie la care au acces toți oamenii, indiferent de vârstă. Energia Bunătății, a lucrurilor magice, a dorințelor împlinite și a credinței fără de îndoială. Este energia iubirii infinite necondiționată. Căci, de Crăciun, am primit și primim în fiecare an darul iubirii. Dumnezeu ne-a dat fizic în lumea noastră pe unicul său fiu. Pentru a ne povesti despre lucrurile importante ale vieții. În fiecare an de Crăciun, fiecare dintre noi primim în dar o bucățică de Dumnezeu care se adaugă celor primite în anii precedenți. Pe acestea le putem oferi apoi tot restul anului celor care au nevoie de ele, prin intermediul faptelor bune fără ca ele să dispară. Din contră, se mulțesc cu fiecare vorbă bună pe care o rostim, cu fiecare gest frumos pe care îl facem, cu fiecare mână întinsă, necondiționat, spre cel aflat nevoie. Crăciunul oferă tuturor la fel. Deprimit primește fiecare atât cât este pregătit să primească și să poarte în inima sa și atât cât este dispus să ofere la rândul lui mai departe. A afirma că moș Crăciun nu există este dovada că oamenii nu au reușit încă să-și descopere locul acela bun, cald și dulce din adâncul ființei lor numit Suflet. Dar, să fim optimiști, există un timp pentru toți și toate, Crăciun fericit, Moș Crăciun, bine ai venit.